Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre cărțile care ne formează. Invitatul nostru este părintele dr. Adrian Cazacu, de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Hotarele, Episcopia Giurgiului. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am regăsit! Părinte Adrian, poate părea inactual o astfel de discuție despre cărți. Sunt comparate în istoria culturii cărțile cu oamenii și vreau să vă întreb de ce, sau mai degrabă, ce au în plus cărțile față de oameni și nu au oameni? E grea întrebarea. Acum, pentru că tema asta am tot discutat-o și am macerat-o noi așa de ceva vreme, trebuie să răspundem. Cărțile prezintă de foarte multe ori ceea ce ne-am dori să fie. Prezintă o realitate ideală, prezintă lucruri pe care, în mod normal, nu le trăim cum am vrea să le trăim. Nu totdeauna se întâmplă lucrurile acestea. Vorbim de stiluri, vorbim de nuanțe, vorbim de mesajul dorit de autor, vorbim de personalitatea autorului care scrie cartea și atunci lucrurile variază de la o carte la alta, de la un volum la altul. Însă cărțile pe undeva prezintă o realitate ideală. Asocierea aceasta om și carte trebuie spus e veche. Astăzi puțin probabil că cineva ar mai asocia cele două elemente. Astăzi cartea și modul de a scrie astăzi este unul total diferit. Se merge până la un realism extrem. Astfel că nu mai vorbim de niciun ideal și de nicio zonă din aceasta superbă în care totul este bine, frumos și totul are o finalitate corectă din toate punctele de vedere. Nu, azi totul este lăsat cumva la voia fericită a întâmplării. Astfel că citești o carte și nu te dumirești foarte mult la final, domne, ce este și cum este și cum s-a terminat, dar senzația provocată de stil, de cursivitatea textului, de limbaj, este una cu totul senzațională și vă dați seama că lucrurile, cel puțin comercial, capătă o turnură fericită. Cifrele sunt contradictorii, în vreme ce marile edituri occidentale afirmă că produc mai multă carte, numărul cititorilor la nivel global scade, cititorii de carte tipărită, mă refer. Și chiar o caricatură pe care am văzut-o recent ilustra un coșciuc pe care scria literatură și un ciocan cu niște cuie, iar pe fiecare cuișor care era bătut în coșciugul respectiv scria câte ceva, numele unei rețele de socializare sau rețele video, de share video și așa mai departe. Acum trebuie să facem cumva o delimitare necesară între lectura în mediul acesta online și lectura clasică, lectura de carte. Oricât de mare ar fi impulsul pe care l-au dobândit cărțile, documentele, textele scrise online, nu pot în niciun fel compensa cartea. Din foarte multe motive. Și trebuie să gândim practic. Pentru că și cei care au decis să posteze online astfel de volume, au gândit-o practic, în primul rând. E greu să citești o perioadă îndelungată. Nu poți să citești, să stai foarte mult cu ochii în calculator, indiferent de cât de performant ar fi calculatorul, monitorul, nu poți să stai foarte mult și să citești. Ca să nu mai spunem că este o poziție incomodă. La fel este valabil fie că vorbim de PC, că de vorbim laptop, tablete, telefoane și alte dispozitive de genul acesta. Lucrurile sunt egale peste tot. 1. 2. Lectura în sine nu e doar un act de care ai nevoie. Trebuie să citesc pentru că am de pregătit un examen. Trebuie să citesc pentru că am de scris ceva. Nu e doar aruncarea ochilor pe un text. Nu e doar aruncarea ochilor pe un text anume. Este și plăcerea cititului. Pentru cei ce se îndoiesc, le propun un experiment. Luați cartea care vă place cel mai mult. Citiți-o
în formă tipărită și citiți-o în formă din aceasta online și vedeți efectul. Sunt oameni care nu pot să citească decât în fotoliu sau întinși, sau e cam complicat să stai, să-ți bată lumina aceea tot timpul și să te bucuri. Aceasta în primul rând. În al doilea rând, informația oferită în mediul online e cumva la limită între seriozitate și neseriozitate. Adică e multă informație, extrem de multă, nefiltrată, trebuie tu însuți să-ți o filtrezi, însă aceste filtre nu le poți impune decât în măsura în care ești pregătit să o faci. Îmi permit să amintesc aici butada unui filozof român contemporan creștin, Andrei Pleșu, care spunea că atunci când citesc un text pe calculator, am impresia că el mă citește pe mine și nu eu pe el. E interesantă senzația, nu m-am gândit la așa ceva, însă da, e cumva, nu ai o interacțiune cu textul firească, e ceva între tine și text ce se interpune. Pe lângă tot felul de informații colaterale care îți sunt băgate practic în ochi, vrând nevrând, pe lângă text așa, pe lângă asta, e foarte greu. Nu știu, citiți Capra cu treiezi copiilor de pe tabletă, să vedeți ce iese. Nu o să iasă nimic. Și atunci lucrurile trebuie gândite cumva echilibrat. Nu condamn, nu neg, nu încerc să mă dezic în vreun fel de tot ceea ce înseamnă text scris, postat în mediul online. E firesc să fie așa. Însă, lectura și cartea tipărită nu vor fi niciodată distruse cu desăvârșire. Umberto Eco, Dumnezeu să-l odihnească, el a mers până la sfârșit pe ideea aceasta și a militat până la sfârșit. Dom'le, cartea în formă scrisă nu va dispărea niciodată. Și cred cu tărie în lucrul acesta. Are de altfel un dialog cu Jean-Claude Lacarrière, publicat la editura Humanitas, care așa se și intitulează Nu sperați că veți scăpa de cărți. Mărturisesc că îi citesc fetițe mele de pe tabletă povești, dar vreau să vă întreb, părinte Adrian, de ce este atât de importantă cartea? Totuși, de ce avem aceste proverbe, cartea este cel mai bun prieten al omului și așa mai departe? Spuneam la început, adică vă întrebam, ce are cartea și nu are omul? Proverbele acestea se referă la carte în sensul de învățătură. Și într-adevăr învățătura este prețioasă. Ca să citești o carte ai nevoie de învățătură minimă, să poți să buchisești, și atunci de aici lucrurile pot evolua ca bulgărele așa. Cartea poate forma, poate forma într-un mod unic, într-un mod pe care omul în egală măsură îl poate controla și în egală măsură poate el însuși beneficia de ceea ce oferă cartea. De fapt, asta este aspectul extraordinar al cărții, dincolo de plăcerea lecturii, de efectele stilistice. Este caracterul ei formator. Și aici nu spun, nu vorbesc neapărat de un anumit gen de carte. Orice tip de literatură, inclusiv presă, băgând aici articole, inclusiv articolele acestea postate prin mediile de socializare, toate acestea transmit un mesaj. Mesajul acela, odată receptat, ne poate forma, ne poate ajuta, ne poate schimba și ne poate redirecționa pe o cale bună sau, de ce nu, pe o cale greșită. Repet, cartea prezintă ceva ideal. De cele mai multe ori. O imagine pe care ne-o dorim, dar la care nu ajungem încă. Putem ajunge la acea imagine câtă vreme stabilim noi înșine prioritățile în descoperirea sensului și mesajului și caracterului formator al cărții, pe de-o parte, unu. Iar pe de altă parte, doi, trebuie să fixăm foarte clar filtrele. Pentru că a citi Alan Dala, doar de dragul de a citi, e vai și amar. Pe lângă faptul că nu înțelegem și nu vom reține nimic și nu ne va ajuta cu nimic, mintea noastră va fi vraiște. Și vom fi
băgați cumva în această categorie, și știu foarte multe persoane de acest gen, oamenii citat. Oamenii aceia au citat pentru orice, pentru că au citit foarte mult. Ei înșiși însă nu pot să articuleze o idee. Ceea ce, uite, caracter deformativ al cărții. Rezum puțin pentru cei care ne urmăresc ceea ce a spus până acum, că este important să știi să citești, dar este și mai important să știi cum să citești. Și din această perspectivă vreau să vă întreb, Părinte Adrian, ce formează, ce anume formează cartea în om și mai ales cum formează ea? Nu este ea cumva un fel de învățător orb în lipsa unui lector avizat, a unei persoane? E, acum e servirea mingii așa la fileu și mulțumesc pentru asta. Pentru că suntem într-o emisiune duhovnicească. Imediat recurs la Sfânta Scriptură și la modelul solului, famenului etiopian. Citește omul și citește din cărțile profetului, din profetul Isaia, și se întâlnește cu diaconul Filip și îl întreabă: Doamne, înțelegi ce citești? La care bietul om spune: păi cum să înțeleg dacă nu o să-mi explice cineva? O carte se poate citi de unul singur. Însă sunt anumite momente și anumite etape în înțelegerea cărții în care ai nevoie de un călăuzitor. Indiferent în ce mediu te afla, că ești mediu religios sau că ești într-un mediu laic. Știu foarte mulți oameni care s-au apucat, nu știu, să citească Thomas Mann sau James Joyce, Ulise, și s-au blocat pe la 20 de pagini și au terminat bâlciul, pentru că n-a fost cineva alături de ei care să le spună: străduiește-te, avansează, pentru că dincolo de dificultatea textului în sine s-ar putea să descoperi niște lucruri extraordinare. La fel se întâmplă și în cazul literaturii religioase. Și poate că aici ar trebui să fim mai ales astăzi cu maximă atenție. Fără călăuzitor, da, e lectura aceasta netemperată cum se cuvine, s-ar putea să ne ducă într-o fundătură și să nu mai putem ieși de acolo, să ni se pară că știm ceva și de fapt să nu știm nimic. Părinte Adrian, se spune despre noi creștinii că suntem o religie a cărții. Cât adevăr și cât inexactitate există în această afirmație? Păi după reformă suntem o religie a cărții. Câta vreme se acceptă un principiu gen sola scriptura, numai scriptura, atunci da, suntem o religie a cărții. Nu. Creștinismul înțeles în mod autentic, în mod ortodox, nu este o religie a cărții. Nu are cum să fie o religie a cărții. Noi nu ne fundamentăm pe carte, noi ne fundamentăm pe realitatea întrupării, morții și învierii lui Hristos. E adevărat că toate acestea sunt descrise, sunt prezentate prin revelație în Sfânta Scriptură, dar Sfânta Scriptură este rodul experienței nemijlocite a apostolilor și a celor care au scris textele Scripturii. Și atunci nu suntem o religie a cărții. Pentru noi este Sfântă Scriptura nu ea în sine, ci pentru Hristos, Cel ce a descoperit-o de la început, de la Geneză și până la final, până la Apocalipsă. Nu altfel. E adevărat că sună frumos ideea aceasta, mai ales că suntem asociați. Noi, evreii și musulmanii, cumva marile religii ale cărții. E o asociere nefericită. Modernă, care se folosește de bine, dă bine, dă foarte formule bine. Antice, așa, există niște stereotipii din astea, ne plac așa cum sună, și cam atât. Creștinii erau numiți de către musulmani, în anumite scrieri, oamenii cărții, poate din această... Poate că și poate și ei la fel. Asta este, nu are sens să polemizăm acum în jurul cine este și nu este. Cert este însă altceva. În Scriptură
noi creștinii primim fundamentul vieții și învățăturii și misiunii noastre. Însă, revin cu subiectul deja cumva abordat, vai și amar să nu avem călăuză pricepută în înțelegerea Sfintei Scripturii. Nu vom înțelege nici noi nimic precum famenul etiopian. Și s-ar putea să citim, să ne împotmolim, eu știu, prin cărțile cronicilor sau pe la Macabei sau mai știu eu pe unde, prin Vechiul Testament sau Noul Testament, de ce nu? Și să aruncăm cât colo Scripturii. Ce spune Domnul aici? Nu înțeleg nimic. Știu oameni care s-au împotmolit în astfel de situații. Scriptura în sine este carte mai mult decât ziditoare de suflet. Noi românii spunem că e carte de căpătâi. Fără ea nu se poate. În ortodoxie, fără Scriptură, nu se poate. Dar nu Scriptura este singura măsură. Sau mai bine zis, Scriptura nu e măsură, măsura e Hristos. Scriptura este instrumentul cu care putem clarifica, Doamne, în ce relație ne aflăm noi cu Hristos, Cel în care ne nădăjduim mântuirea. Ați spus că ne bazăm credința noastră nu pe o carte, aceasta fiind Scriptura, ci pe o carte vie care este fapt. Ați spus că ne bazăm pe fapt. Totdeauna. Și în această perspectivă cred că aș fi ales un deosebit părinte, profesor de teologie, titlul cărții sale, Fundamentele liturgice ale Sfintei Scripturi. Nu întâmplător, părinții recomandă totdeauna citirea Scripturii, citirea Scripturii, citirea Scripturii. Cei interesați de viața bisericii le recomand să citească pe oricare dintre Sfinții Părinți, să vadă că la ei Scriptura nu este o notă de subsol, nu e un citat, nu e o chestiune pe care o iau ei și trag o exegeză din asta ultracompetentă. Așa. Nu este o armă. Nu e o armă, bine spus, nu e o armă. E un mod al lor de a vorbi, pentru că ei vorbesc în același duh al revelației care a descoperit și Scriptura. Scriptura nu este un bloc, nu e un monolit. De la Scriptură nu mai există nimic, nu. E ceva dinamic, dincolo de Scriptură. Sunt părinții care iau, folosesc Scriptura, explică Scriptura și încetul cu încetul, e un cuvânt slab, nepotrivit, dar asta este, accesibilizează cumva, popularizează mesajul pe care Hristos îl transmite în biserică. Și la lucrurile astea trebuie să fim foarte atenți, câtă vreme ne ancorăm în ele și suntem conștienți de ele. 1. Scriptura nu e ceva static. Scriptura se continuă ca act de manifestare al revelației prin părinți în biserică. Atunci orice tip de lectură pe care îl facem din postura de creștini ortodoxi nu mai e un pericol, nu mai este nici, eu știu, un hău în care ne putem afunda și nu mai există colac de salvare, nu. Totdeauna avem raportare. Și atunci foarte ușor ne putem orienta. Care este diferența, Părinte Adrian, între cărțile obișnuite, cărțile dintr-un raft de bibliotecă și cărțile sacre sau liturgice? Termenul de carte sacră e cumva, poate că n-ar trebui să-l folosim. E un termen tehnic, e folosit în istoria religiilor și aici intră cumva la oaltă și Coran și Biblie și Upanishade și Rigveda și foarte multe alte cărți de genul acesta. Haideți să nu vorbim de cărți sacre, deși există niște traduceri latinești, Sacra Scriptura. Nu. Vorbim despre Sfânta Scriptură. Între cărțile acestea bisericești, să le spunem, și cărțile laice, nu pot să faci o comparație, în afară de faptul că sunt scrise pe hârtie și utilizând un vocabular, eu știu, în mare parte comun, diferența lor este, dintre ele, este extrem de mare, nu pot fi comparate. E vorba de cum ne raportăm noi la ele. Raportarea cititorului la acest tip de cărți este cea care face diferența. Într-un fel citesc Evanghelia
și într-un fel citesc ziarul. Nu pot să citesc Evanghelia precum ziarul și ziarul precum Evanghelia. Ajungi aici, vă rog, exemplificați-ne, cum anume să citim o astfel de carte, ce tip de lectură se aplică? Foarte interesantă și bună întrebarea. Prin liceu fiind, am cerut părerea și până la urmă am ajuns la concluzia că n-am nevoie de părere, am nevoie de sfatul unui duhovnic priceput care să-mi lămurească cum se citește Scriptura. Se citește cu evlavie, atât cât poți. Se citește însoțită de rugăciune. Există o rugăciune specială înainte de citirea Sfintei Scripturi. Exista prin cărțile de vechi de rugăciune, cred că există și în cele noi. Acum, e cumva nu prea la îndemână, întâi citesc rugăciunea aia, după aia citesc Scriptura, poate că n-am chef să zic rugăciunea aceea, deși nu ar trebui să vorbim de astfel de lucruri, de chef și de nechef. Dar lumea gândește astfel de lucruri. Lumea gândește și trebuie să gândim și noi ca lumea și să înțelegem pentru a putea să facem ceva efectiv. Se citește cu atenție și cu răbdare. Dacă ar fi să o iau așa, în ordinea trăirilor, că vorbim de trăiri în lectura Scripturii, cred că prima ar trebui să fie răbdarea. Cu răbdare, în primul rând. Pentru că sunt texte și un limbaj pe care noi astăzi nu-l mai simțim atât de aproape, nu ne este tocmai accesibil. Și acum vă întreb, evident, provocator, este rugăciune sau este lectură? Ar putea cineva să se întrebe? La fel de bună întrebarea. Poate ajunge, poate deveni rugăciune. Poate deveni. Depinde, repet, de depășirea aceasta a etapelor. Răbdare, atenție, mare atenție, pentru că fiecare cuvânt al Scripturii, fiecare virgulă, ne spune ceva. Urmează apoi înțelegerea textului respectiv. Și în fine, trăirea textului nicăieri altundeva decât în liturghie, în biserică. Înțeleg, în biserică, nu doar spațiul acesta strict, patru pereți. Nu, biserica, biserica de acasă, biserica familiei și așa mai departe. În momentul în care ajungem să trăim cumva mesajul și textul Scripturii, da, atunci Sfânta Scriptură devine rugăciune. Să nu uităm că 80% din rugăciunile, din cărțile liturgice ale bisericii sunt compuse din texte scripturistice. Din psalmi, din cărțile profetice, din textele epistolelor, îmbinate fericit astfel încât să dea un text unitar. Și nu e vorba de ceva artificial, ci de expresia literară până la urmă, unei experiențe trăite. Există mai multe tipuri de lectură, mai tehnice, să spunem, decât cele pe care le-ați enumerat, evident. Avem o lectură publică, spunem noi, făcută cu voce tare în biserică, care este una dintre cele mai vechi metode, să spunem, cea care a animat și a făcut să se adune, a coagulat primele comunități creștine în baza unui astfel de tip de lectură, sau și scris cărțile Noului Testament, precum epistolele Sfântului Apostol Pavel și ale celorlalți. Din această perspectivă, Părinte Adrian, vreau să vă întreb, suntem obișnuiți să venim la biserică și să vedem, să ascultăm, să înțelegem că preotul citește Evanghelia sau anumite rugăciuni, la fel la strană citețul sau cântărețul. De ce ei și nu noi, cei care intrăm la un moment dat, nu citim sau o putem face? De ce citesc numai anumiți oameni? E rânduită această... E o rânduială specifică și așa trebuie să rămână. Sunt rugăciuni și texte ale preotului pe care preotul în cadrul slujbei doar el le citește. E adevărat că în particular nimeni nu este oprit să citească, eu știu, textele liturghierului sau ale Sfintei Evanghelii, pericopele evanghelice. Însă, în cadrul liturgic, doar preotul poate citi anumite pasaje, după cum cântărețul, la rândul lui, are pasajele lui specifice. Poate oricine să fie cântăreț sau să se substituie acestuia?
bărbat sau femeie? Cum să discutăm acum practic sau cum ar trebui? Acum lucrurile, din păcate, s-au diluat. Oricine are puțină voce și e mai apropiat de viața bisericii ajunge cumva să fie dascăl, să fie cântăreț. Asta este. Cântăreții cu școală și cei pregătiți pentru lucrurile acestea și cei care, da, cei care chiar vor să facă, pentru că ei și misiunea lor nu e doar a preotului, sunt extrem de rari, sunt foarte rari. Din ce în ce mai puțini, îi numeri pe degete. Și atunci apelezi la metodele acestea surogat până la urmă. Pentru citeți, pentru cântăreți, exista cândva și încă există în cărțile noastre de slujbă o slujbă de hirotesie, de sfințire, de binecuvântare a acelei persoane, să poată citi și să poată transmite către credincioși ceea ce ar trebui, ceea ce este esențial pentru ei. Dar este interzis canonic lectura unor pasaje la strană de către oricine? Nu, atenție, nu oricine, când spunem oricine, acum avem așa o plajă atât de largă, nu orice nene venit în biserică, îl iei pe sus, hai vino și citește. Nu chiar așa, nu chiar oricine. Aici nu ai nevoie de canoane și de interpretări din acestea de tip canonic ca să reglementezi lectura, citirea în biserică. Nu cred că e nevoie de simplu bun simț. Nu poți să iei un om intrat cu mâinile în buzunar și cu băscălia pe cap, vin o nene și citește apostolul. Nu mai suntem biserică, suntem, nu știu, adunare obștească, orice. Democrație deșanțată, nu e, n-avem de-a face, așa cum nici în cazul preotului în altar. Nici cântărețul, nici altcineva, oricât de bine pregătit ar fi el, nu poate spune și nu poate citi ceea ce citește preotul, pentru că lectura aceasta nu e o simplă lectură, de fapt. De aici pornesc aceste interdicții pentru unii. Nu vorbim de simplă lectură, de citire frumoasă a unui text, ci vorbim de o rememorare și de o actualizare și de o deschidere până la urmă a lui Hristos către noi. În biserică, în fața Sfintei Mese, nu stă doar preotul. Preotul stă și el, dar el nu-i personajul principal acolo. Personajul principal este Hristos și al doilea personaj principal este sufletul omului, ce vine către Hristos. Noi suntem între. Lectura aceasta trebuie făcută, repet, nu așa. Să ne aflăm noi în treabă și să zicem că am făcut ceva repede, repede sau teatral, parcă am fi la recitativ, la operă. Nu așa. Cu evlavie și cu credință și cu frică. Ca să fim atenți și la ceea ce transmitem și să fim atenți și la cel ce stă și ne ascultă. Și Hristos și omul. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, vreau doar să vă întreb care sunt cărțile fundamentale, formative ale spiritualității noastre ortodoxe și mai cu seamă dacă aveți câteva recomandări pentru noi, preferințe personale. Până mai ieri aveam. Ieri, citind cumva o carte așa pasată ca idee de prieteni, am descoperit un lucru. În afară de scriptură și de textele părinților, nu pot recomanda neapărat ceva, pentru că fiecare persoană este unică. Și eu am cerut cândva părerea duhovnicului, dați-mi ceva de citit. Am crescut cumva printre cărți și astăzi am ajuns să trăiesc din cărți. Și atunci omul a încercat cu mine tot felul de variante. Am ajuns, asta este, așa a fost, am ajuns la doi autori, Sfântul Ioan Gură de Aur și Fericitul Augustin. Pentru mine sunt fundamentali. Nu pot să spun că sunt pentru alții. Dar singura lectură pe care o recomand tuturor,
fără nicio reținere, este Scriptura. Citiți Scriptura. Scriptura ne descoperă mai mult decât ne putem noi gândi. Cu răbdare, cu atenție și cu onestitate până la urmă. Nu trebuie să găsim acolo neapărat soluții pentru orice. Scriptura nu rezolvă nici problemele financiare, nici defecțiunile mașinii, nici mai știu eu ce, nici relațiile de cuplu. Astea nu sunt lucruri care țin de Scriptură, ci rezolvă problemele profunde, neliniștile noastre și nemulțumirile. Sau ne explică de ce putem fi bucuroși și fericiți și de ce nu putem fi. Lucrurile acestea, da, înainte de toate Scriptura, fără îndoială. Apoi vin părinții și de ce nu literatura? Sunt cărți de literatură pe care o citesc eu personal cu mare plăcere, care pot forma. Sunt foarte multe. Nu o să dau o exemplu pentru că autorii sunt în viață și ar însemna să facem reclamă și nu dorim să facem reclamă. Dar sunt foarte multe cărți bune ce pot fi citite și ne pot ajuta într-un mod extraordinar. Dacă ce începe, Părinte Adrian, vă mulțumesc. Este un subiect atât de drag mie încât îmi doresc să-l abordez cât mai des. Dacă va binevoi Dumnezeu, să continuăm discuția. O să o facem aplicat, exact. Eventual. Și vă aștept și altă dată, evident, la cuvânt. Cu toată plăcere. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Am discutat despre lectură, despre cărți și despre cărțile care ne formează cu Părintele Dr. Adrian Cazacu de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Hotarele, Episcopia Giurgiului. La revedere!